Mulțumim Domnului și pentru ziua aceasta. Suntem atât de dependenți de Dumnezeu încât ar trebui cât mai des să ne amintim de El, să-L binecuvântăm și să-I mulțumim. Astăzi lecția a doua din tematica reforme, istoria umană de 6.000 de ani. Dovedește, așa cum spuneam în lecția introductivă, că oamenii sunt aplecați spre păcat, spre rău, ceea ce necesită o revenire la adevăr. Și generație după generație această nevoie s-a impus, însă nu toate generațiile au avut parte de un har al trezirii, al întoarcerii la Dumnezeu. Vreau să privim în istoria de 4.000 de ani consemnată în Scriptură. Mai puțin sunt date despre cei 400 de ani, așa numită perioadă intertestamentară. Și totodată să privim în istoria Bisericii, cei 2.000 de ani ce au urmat de la Domnul Hristos până acum. Să ne gândim la toată această perioadă, că este valabil ce spunea Biblia Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. O lume care avea înclinații spre păcat și pe care Dumnezeu voia să o ducă la viață, la neprihănire. Petru menționa de asemenea 2 Petru 3:9, Dumnezeu nu întârzi împlinirea făgăduinților Lui, cum cred unii, care își imaginează că Dumnezeu pierde vremea, generație cu generație, și lucrurile nu se schimbă. Dumnezeu așteaptă să se schimbe la noi. El poate să le schimbe oricând, pentru El 1.000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1.000 de ani. Dar El dorește, scria Petru, ca niciunul să nu piară și toți să vină la mântuire. Doamne, ajută! Voi citi în introducerea acestei lecții din Isaia 65, un cuvânt care este reluat în Romani, când apostolul tratează doctrina mântuirii. Aici observăm felul de a fi al lui Dumnezeu în prisma reformelor. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Deci atât cum Dumnezeu vrea să fie favorabil și la cei care nu-și declară intenția sinceră și nu fac pași practici în a-L căuta. Totodată, profetul continuă, eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Și când apostolul reia acest adevăr, în epistola către Romani, capitolul 10, scria de la versetul 19, dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărâta în pismă prin ceea ce nu este un neam, voi ațeța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orăz răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Așadar, după cum dovedește apostolul în această epistolă, evrei sau neamuri, toți au păcătuit, dar toți au drept la mântuire datorită bunătății lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Istoria reformelor din Israel, pentru care avem date în Scriptură, este un precedent, a fost de fapt, pentru ceea ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în creștinism. Așa cum este scris în Apocalipsa 2 și 3, în acele mesaje profetice către biserici, adesea sunt chemate la pocăință. La 5 din cele 7 li se adresează acest mesaj, pocăiește-te. Pentru că mereu în creștinism a fost nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Despre Israel citim din Deuteronom, capitolul 4,
Când Dumnezeu a știut dinainte care va fi atitudinea lor, versetele 29 și 30, și cu siguranță Dumnezeu a știut și despre biserică. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău, și după ce se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui. Și dă explicație în versetul următor că Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare. Toate acestea au fost posibile prin bunătatea, prin îndurarea Domnului. Dar să trecem puțin prin istoria biblică mai întâi și apoi prin istoria bisericii creștine. Pornind din Genesa, mă opresc în capitolul 4 și să nu uităm că aici, în câteva capitole, este concentrată istoria a mii de ani. Spune Scriptura în versetul 26, lui Set s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Eu am numit aceasta prima întoarcere la Dumnezeu, prima reformă. Atât de timpuriu a fost nevoie de ea? Da. Pentru că în același capitol citim despre urmașii lui Cain că au trecut la poligamie, crimele, chiar în modul cel mai grav, s-au extins. Cain a fost ucis de un nepot al lui. Așadar a fost nevoie, în paralel cu această decădere, în mod deosebit evidentă și prezentă în neamul lui Cain, ca ceilalți oameni să se întoarcă la Dumnezeu și să-L caute. În această perioadă se evidențiază Enoch, un om care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Apoi este Noe, dar ceilalți, marea parte, aproape toți în vremea lui Noe, erau din calea afară de păcătoși. S-a reușit să se păstreze credința în Dumnezeu tocmai prin aceste reforme. Oamenii au început să cheme numele Domnului, să se întoarcă la El. O a doua reformă a fost realizată în perioada lui Avram, după potop. Spune Scriptura în Genesa, capitolul 12, versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rodinia ta și din casa tatălui tău și vino în țara care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Aceste promisiuni au fost strict legate, condiționate de reforma spirituală. Și în continuare, așa cum știți, scrie în multe versete că Avram chema numele Domnului. Este scris aici, în capitolul 17, că reforma aceasta a format cultul Dumnezeului Celui Atotputernic. S-a născut o nouă credință. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și întorc doar o foie în Scripturi, scrie în capitolul 18, versetul 19, cum reforma aceasta s-a păstrat în parte, cum știți, la urmașii lui Avram, căci eu îl cunosc, a zis Domnul, și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Iată cum atunci credința, ca și în Noul Testament, s-a numit calea Domnului. Pentru niște oameni care se apropiau de Dumnezeu cu rugăciune, cu altare, cu o viață sfântă. Tot în Genesa scrie în capitolul 26 despre Avram, citesc de la versetul 5, sunt din nou cuvintele lui Dumnezeu adresate fiului său Isaac, pentru că Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduierile mele și legile mele. A fost un om credincios în cât i s-a descoperit lui Dumnezeu. Pentru că scrie mai apoi în Exod capitolul 6 că încă nu i se descoperise
Dumnezeu sub numele de Iahve, eu sunt cel ce sunt, numele prin care Dumnezeu a încheiat un legământ mai târziu cu Israelul. Însă, generație după generație a fost nevoie de apropiere de Dumnezeu. Amintiți-vă de nepotul lui Avram, Iacov, despre care citim în Genesa 35. Versetul 1, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Dar vă rog să observați că n-a fost suficient să se închine. Nu intru în detalii, este o lecție rezervată pentru reforma în familie, vreau doar să evidențiez necesitatea ei. Versetul 2, scoate Dumnezeii străini care sunt în mijlocul tău, curățiți-vă, schimbați-vă hainele. Efectiv, a fost o reformă. În acest cult inițiat de Dumnezeu prin Avram. A urmat perioada poporului care s-a născut din Iacov, a statului evreu, întemeiat prin Moise, odată cu eliberarea din Egipt, ocazie cu care a avut loc reforma prin revelația de pe Sinai. Mulțumim Domnului și pentru ziua aceasta. Suntem atât de dependenți de Dumnezeu încât ar trebui cât mai des să ne amintim de El, să-L binecuvântăm și să-I mulțumim. Astăzi lecția a doua din tematica reforme, istoria umană de 6.000 de ani. Dovedește, așa cum spuneam în lecția introductivă, că oamenii sunt aplecați spre păcat, spre rău, ceea ce necesită o revenire la adevăr. Și generație după generație această nevoie s-a impus, însă nu toate generațiile au avut parte de un har al trezirii, al întoarcerii la Dumnezeu. Vreau să privim în istoria de 4.000 de ani consemnată în Scriptură. Mai puțin sunt date despre cei 400 de ani, așa numită perioadă intertestamentară. Și totodată să privim în istoria Bisericii, cei 2.000 de ani ce au urmat de la Domnul Hristos până acum. Să ne gândim la toată această perioadă, că este valabil ce spunea Biblia Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. O lume care avea înclinații spre păcat și pe care Dumnezeu voia să o ducă la viață, la neprihănire. Petru menționa de asemenea 2 Petru 3 cu 9, Dumnezeu nu întârzi împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, care își imaginează că Dumnezeu pierde vremea, generație cu generație, și lucrurile nu se schimbă. Dumnezeu așteaptă să se schimbe la noi. El poate să le schimbe oricând, pentru El 1.000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1.000 de ani. Dar El dorește, scria Petru, ca niciunul să nu piară și toți să vină la mântuire. Doamne, ajută! Voi citi în introducerea acestei lecții din Isaia 65, un cuvânt care este reluat în Romani, când apostolul tratează doctrina mântuirii. Aici observăm felul de a fi al lui Dumnezeu în prisma reformelor. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Deci atât cum Dumnezeu vrea să fie favorabil și la cei care nu-și declară intenția sinceră și nu fac pași practici în a-L căuta. Totodată, profetul continuă, eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Și când apostolul reia acest adevăr, în epistola către Romani, capitolul 10,
Scria de la versetul 19, dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta în pismă prin ceea ce nu este un neam, voi ațeța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orăz răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Așadar, după cum dovedește apostolul în această epistolă, evrei sau neamuri, toți au păcătuit, dar toți au drept la mântuire datorită bunătății lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Istoria reformelor din Israel, pentru care avem date în Scriptură, este un precedent, a fost de fapt, pentru ceea ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în creștinism. Așa cum este scris în Apocalipsa 2 și 3, în acele mesaje profetice către biserici, adesea sunt chemate la pocăință. La 5 din cele 7 se adresează acest mesaj, pocăiește-te. Pentru că mereu în creștinism a fost nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Despre Israel citim din Deuteronom, capitolul 4, cu Dumnezeu a știut dinainte care va fi atitudinea lor, versetele 29 și 30, și cu siguranță Dumnezeu a știut și despre biserică. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și după ce se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui. Și dă explicație în versetul următor, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare. Toate acestea au fost posibile prin bunătatea, prin îndurarea Domnului. Dar să trecem puțin prin istoria biblică mai întâi și apoi prin istoria bisericii creștine. Pornind din Genesa, mă opresc în capitolul 4 și să nu uităm că aici în câteva capitole este concentrată istoria a mii de ani. Spune Scriptura în versetul 26, lui Set s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Eu am numit aceasta prima întoarcere la Dumnezeu, prima reformă. Atât de timpuriu a fost nevoie de ea? Da. Pentru că în același capitol citim despre urmașii lui Cain că au trecut la poligamie, crimele, chiar în modul cel mai grav, s-au extins. Cain a fost ucis de un nepot al lui. Așadar a fost nevoie în paralel cu această decădere, în mod deosebit evidentă și prezentă în neamul lui Cain, ca ceilalți oameni să se întoarcă la Dumnezeu și să-L caute. În această perioadă se evidențiază Enoch, un om care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Apoi este Noe, dar ceilalți, marea parte, aproape toți în vremea lui Noe, erau din calea afară de păcătoși. S-a reușit să se păstreze credința în Dumnezeu tocmai prin aceste reforme. Oamenii au început să cheme numele Domnului, să se întoarcă la El. O a doua reformă a fost realizată în perioada lui Avram, după potop. Spune Scriptura în Genesa, capitolul 12, versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rodinea ta și din casa tatălui tău și vino în țara care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Aceste promisiuni au fost strict legate, condiționate de reforma spirituală
Și în continuare, așa cum știți, scrie în multe versete că Avram chema numele Domnului. Este scris aici, în capitolul 17, că reforma aceasta a format cultul Dumnezeului Celui Atotputernic. S-a născut o nouă credință. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și întorc doar o foaie în Scripturi, scrie în capitolul 18, versetul 19, cum reforma aceasta s-a păstrat în parte, cum știți, la urmașii lui Avram, căci eu îl cunosc, a zis Domnul, și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Iată cum atunci credința, ca și în Noul Testament, s-a numit calea Domnului. Pentru niște oameni care se apropiau de Dumnezeu cu rugăciune, cu altare, cu o viață sfântă. Tot în Genesa scrie în capitolul 26 despre Avram, citesc de la versetul 5, sunt din nou cuvintele lui Dumnezeu adresate fiului său Isaac, pentru că Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, orânduierile mele și legile mele. A fost un om credincios în cât i s-a descoperit lui Dumnezeu. Pentru că scrie mai apoi în Exod capitolul 6 că încă nu i se descoperise Dumnezeu sub numele de Iahve, Eu sunt Cel ce sunt, numele prin care Dumnezeu a încheiat un legământ mai târziu cu Israelul. Însă generație după generație a fost nevoie de apropiere de Dumnezeu. Amintiți-vă de nepotul lui Avram, Iacov, despre care citim în Genesa 35, versetul 1, Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Dar vă rog să observați că n-a fost suficient să se închine. Nu intru în detalii, este o lecție rezervată pentru reforma în familie. Vreau doar să evidențiez necesitatea ei. Versetul 2, scoate Dumnezeii străini care sunt în mijlocul tău. Curățiți-vă, schimbați-vă hainele. Efectiv, a fost o reformă. În acest cult inițiat de Dumnezeu prin Avram, a urmat perioada poporului care s-a născut din Iacov, a statului evreu, întemeiat prin Moise, odată cu eliberarea din Egipt, ocazie cu care a avut loc reforma prin revelația de pe Sinai. Dumnezeu s-a prezentat pe Sinai și le-a vorbit, a rostit toate aceste cuvinte și a zis, versetul 2, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și sunt enunțate cuvintele de reformă. Observați, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Înseamnă că îi aveau, sau cel puțin tendința era omniprezentă. Să nu-ți faci și toate celelalte. Sunt principiile reformei de pe Sinai. Pentru că, citim pe pagina din stânga, Dumnezeu a avut o intenție spirituală cu Israelul mai întâi. Capitolul 19, versetele 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei de toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Acestea trebuiau reținute în primul rând. Nu doar faptul că urmau să ajungă într-o țară în care curgea lapte și miere. Într-o țară în care să-i slujească Domnului după cunoașterea pe care El le-a oferit-o. Au ajuns în Canaan, dar din nou tendința spre păcat s-a instalat. Și în perioada judecătorilor, citim din această carte, capitolul 2, Dumnezeu a fost nevoie să-i cerceteze cu mari necazuri uneori, ca ei să conștientizeze nevoia de reformă. Capitolul 2, de la versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel.
Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul, versetul 13, au părăsit pe Domnul. Și în aceste condiții, versetul 14, Domnul s-a prins de mânie. Dumnezeu este gelos. Nu se poate împăca, nu poate accepta ideea ca noi să ajungem în brațele diavolului, care nu ne vrea decât moarte. Scrie în versetul următor, 15, Dumnezeu a devenit dușmanul lor, tocmai pentru a-i putea întoarce la el. A ridicat judecători ca să-i zbăvească. Dar istoria s-a repetat, versetul 17, ei n-au ascultat. Versetul 18, când a ridicat Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului. Căci Domnul îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce apăsau și chiniau. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou. Și din judecător mai citesc doar din capitolul 10. Unde de la versetul 13 este evidențiată starea într-un studiu de caz prezentat aici. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care ați ales, ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Și-au scos dumnezeii străini din mijlocul lor și-au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel, din nou datorită bunătății sale. Așa s-a întâmplat până în vremea ultimului judecător, Samuel. A fost permanent nevoie de reformă. S-a instaurat apoi monarhia și în vremea lui David, în mod deosebit, trebuie să ne gândim nu doar că el a fost biruitor în atâtea războaie, și că hotarele țării s-au extins și s-a îmbogățit adunând tone de metale prețioase pentru sanctuar. Trebuie să ne gândim că David a fost un om care a provocat poporul să se întoarcă din toată inima la Domnul. Aș recomanda să citiți, gândindu-vă la aceasta, ultimele capitole din cartea 1 Cronici. El vorbește pe rând cu fiul său Solomon, cu conducătorii țării, adună miile de leviți, are loc o adunare generală și toate cuvântările lui nu sunt decât o chemare la slujirea adevăratului Dumnezeu, așa cum a făcut Iosua la sfârșitul vieții sale, când le-a spus direct, alegeți cui slujiți, evident recomandându-le și dându-se exemplu de slujire la adevăratul Dumnezeu. În prima perioadă a domniei lui Solomon s-a conturat această reformă prin finalizarea lucrărilor de la templu, prezența divină cu ocazia inaugurării, rugăciunea aceea memorabilă a lui Solomon, la care Dumnezeu a răspuns prin prezența norului și a focului care a fost prezent, însă n-au rămas așa nici măcar până la sfârșitul vieții lui Solomon. Și în perioada care a urmat până la distrugerea templului, aproximativ 400 de ani, au mai fost alte reforme, unele mai slabe, împărați care au reformat, dar înălțimile au rămas, cum precizează în mod repetat textul biblic. Să ne amintim de Asa, care a făcut reformă, au fost zile speciale de sărbătoare și de bucurie, de Iosafat, care căuta pe Domnul și în timpul cărora țara a progresat. Vă rog să vă gândiți cum Dumnezeu i-a binecuvântat atunci când se întorceau la el. În regatul de sud erau două seminții, inițial, și Iosafat avea o armată de peste 1 milion de soldați. În regatul de nord erau 10 seminții, și Ahab mai rămăsese cu 7.000 de soldați. Dumnezeu i-a tot lovit și adesea nu se întorceau la el. Iar când își întorceau fața spre Domnul, Dumnezeu îi binecuvânta, le venea în ajutor.
Dintre aceste referințe menționate întreagăt, amintesc textual doar 1 Cronici, capitolul 22, versetul 19. Sunt cuvintele lui David. Puneți-vă cu inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeu părinților voștri. Deci iată că stă în puterea omului să-L caute pe Dumnezeu. Sculați-vă și ziți sfântul locaș al Domnului Dumnezeu ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa pe care am zidit-o numelui Domnului, care va fi zidită, spunea el. Însă, în final, n-au mai ascultat, au ajuns în robie. Cu toată reforma lui Iosia, poporul n-a putut fi cruțat de robie datorită stricăciunii care au urmat în timpul cât au domnit cei patru urmași ai săi. Au urmat 70 de ani de robie, anii 66-536 înaintea noastre. După aceea, un Daniel s-a rugat, oamenii au fost cercetați, a fost dat decretul prin cir, s-au întors în Țara Sfântă. A fost o vreme bună la început, deși s-au amânat lucrările rezidirii templului. Dumnezeu a folosit în vremea aceea pe Zorobabel și pe Iosua ca și conducători, iar ca profeți care au stimulat poporul și apropierea de Dumnezeu, pe Zaharia și Hagai. Dar n-au trecut nici 100 de ani. Și dacă citim cartea Maleahi, din nou ne dăm seama că poporul a decăzut. Și a fost nevoie din nou să ridice Dumnezeu Nemia, a cărui inimă a început să plângă pentru Ierusalim. În paralel cu el, în mod special în plan religios, fiindcă Nemia a avut atribuții administrative, Dumnezeu l-a folosit pe Ezra, cel despre care se crede că a adunat cărțile Vechiului Testament, în ceea ce avem și noi acum o singură carte. El s-a dedicat căutării lui Dumnezeu, a mobilizat o parte din evreii care rămăseseră încă în Imperiul Medo-Persan, ce era atunci, i-a dus la Ierusalim. Cei doi au avut un moment, mai mult decât un moment, o vreme, când după ce au fost rezidite zidurile, acele două coruri s-au întâlnit în casa Domnului, s-a făcut ordine, leviții au fost puși în slujbele lor. De altfel, se crede că se insistă în anumite cărți ale Vechiului Testament, cum ar fi Levitic, pe atâtea detalii, tocmai fiindcă ele au fost încorporate de Nemia în sulul cărților sfinte, fiindcă era nevoie de o nouă cunoaștere a legii date de Dumnezeu prin Moise. Atunci au fost și acte de disciplină, s-a trecut la separarea de femeile străine, la purificarea poporului evreu, dat fiind contextul legii vechi testamentale. Citesc din acest context, amintit doar din Nemia, capitolul 1, un cuvânt din rugăciune acestui om de mare valoare, un reformator. În Israel, Nemia, capitolul 1, versetul 9, el știa că există posibilitate de pocăință. În virtutea acestui har menționat în Deuteronom, despre care am citit, el a îndrăznit și s-a rugat: dar dacă vă veți întoarce la mine, a citat din cuvintele lui Dumnezeu, și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, și de acolo vă voi aduce și vă voi aduce iarăși, vă voi aduna, vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască în numele meu acolo. Și Ierusalimul a căpătat din nou contur, chiar dacă n-a mai fost niciodată ceea ce fusese în vremea lui David. Însă lucrurile din nou au decăzut. Și diavolul s-a luptat în mod deosebit în jurul anului 169-168 înaintea erei noastre. Antioh Epifanus, împăratul Seleucid, a vrut să distrugă cultul lui Iahve. Astfel a interzis
închinarea în templu, păstrarea oricărei copii a legii, toate acestea sub pedeapsa cu moarte. A vrut să elenizeze iudaismul, a introdus diferite sporturi care erau în vremea aceea, le-a amenajat anumite campusuri și terenuri nu departe de templu. Se spune că în vremea aceea existau unii preoți care mergeau la stadion, nu mai făceau slujbă. Dar când s-a trecut la ceea ce a fost profețit, urăciunea pustiirii, și când oamenii lui Antioh au început să meargă și prin teritoriu, cerând evreilor să se lepede de Dumnezeu și de lege, un bătrân n-a vrut să facă asta, a omorât pe trimisul împăratului, să nu uităm că ne aflăm încă în Vechiul Testament, și a pornit de răscoală împreună cu fiii săi. Și în 3 ani și ceva, din niște oameni slabi, dar așa cum a fost profețit în Daniel 11, cei ce vor cunoaște pe Dumnezeu vor face mari isprăvi, n-au putut fi înfrânși de trupele trimise în mod repetat de împăratul sirian. Au eliberat templu, de atunci datează sărbătoarea Hanuka, ceea ce înseamnă inaugurare. Se spune că și puțin un de lemn s-a păstrat mai multe zile în a lumina în sfeșnic. Și la anul 165 Iudeea a fost din nou eliberată. Cei 4 frați Macabei, Iuda, Simon, Ionatan și Eleazar, au luptat, au murit pe rând. Apoi organizarea a suportat anumite modificări. În vremea aceea s-au născut partida saducheilor, a marilor preoți, cărturarii, farisei în mod deosebit. Și au fost independenți până când Pompei a cucerit Iudeea. Dumnezeu s-a folosit de reforma aceea, deși n-a fost desăvârșită, a avut mai mult un caracter politic. Însă Dumnezeu a îngrijit ca acei oameni să câștige biruința, pentru că Dumnezeu avea în plan să vină Mesia. Și întâi a fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Și dacă Israel a fi fost dispersat și nu și-ar fi păstrat identitatea, planul lui Dumnezeu ar fi suferit. Trecem în istoria bisericii pentru a observa aceleași accente. Să ne gândim că Ioan Botezătorul a fost un reformator. A întors inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți și inima Israelului spre Dumnezeu. Oamenii din Iudeea, din toate părțile, ieșeau la Iordan și mărturiseau păcatele și erau botezați. Asta e reformă. Și el le-a cerut să facă fapte vrednice de pocăință. Domnul Iisus, la scurt timp după el, a intrat cu același mesaj. Pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Ucenicii au plecat pretutindeni, zice Marcu, capitolul 6, și au provăduit pocăință. În ziua Rusalii se ridică Petru cu același mesaj, pocăiți-vă. Iată prioritatea întoarcerii la Dumnezeu. A fost o vreme bună pentru poporul lui Dumnezeu. Oamenii s-au pocăit cu miile. Atunci s-au înscris multe nume în cartea vieții. Însă lucrurile n-au durat mult așa. Încet, încet, prigoana care s-a strânit la Ierusalim prin conducători religioși și au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu, scrie Luca capitolul 7, încă din timpul vieții Domnului Iisus. Apoi, refuzul pe care îl întâmpinau misionari, în mod special apostolul Pavel, a fost nevoit să scuture praful, scrie în cartea Faptele Apostolilor, și să le rostească destinul de fapt pe care ei și l-au ales. Și încet, încet, credința a trecut la neamuri. Au primit-o, așa cum scrie în Fapte 15. Când Pavel a explicat cum Dumnezeu a lucrat, s-au bucurat până la urmă, că Dumnezeu dăduse și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Asta
S-a spus în explicațiile pe care Petru a fost nevoit să le dea și în discuțiile care au avut loc după aceea. Istoria biblică o știm. Eu recomand să se citească și istoria bisericii. E bine să se găsească anumite scrieri care sunt cât se poate de obiective, pentru ca să avem idee de ce s-a întâmplat de 2000 de ani încoace. Din primul mileniu avem puține date. Dacă din primele secole știm că au fost prigoane, au fost scrierile părinților, bisericii, timpurii, târzii, avem apoi mai multe date de la reformă încoace, după ce a fost descoperit tiparul. Dar din datele care le avem, uneori scrise, de exemplu, în perioada dinainte de reformă, nu prea sunt scrieri ale credincioșilor adevărați din vremea acelea, reformatorilor. Unele informații se pot reconstitui doar din scrierile adversarilor lor, însă totuși adevărul nu moare, iese la iveală. Nu o să putem noi să facem în seara aceasta prea multă istorie, dar anumite precizări care au de-a face cu reforma, vreau să le amintim. Și din mai multe mișcări de reformă, mai mulți așa numiți precursori ai reformei, de fapt adevărați reformatori. Aș aminti bogomilii, credincioși care au emigrat în zona Bulgariei și care s-au întors la o viață foarte simplă în credința lor, asemănătoare ucenicilor. Ei de fapt și-au dobândit acest nume, fiind numiți prietenii lui Dumnezeu. Mulți dintre ei au sfârșit ca arși pe rug, pentru credința lor simplă, dar curată. Au ieșit din bisericile care între timp fusese amenajate cu multă idolatrie, aveau doar o masă simplă, așa cum avem noi amvonul, susțineau pe săraci și pe cei ce mergeau să predice Evanghelia și chiar dușmanii lor care au scris despre ei admiteau că viața lor ca standard moral era superioară. Însă s-a stins și acea mișcare regională, însă totuși, de acolo și de atunci, Dumnezeu a mai adunat oameni pentru împărăția lui Dumnezeu pe care îi vom întâlni dacă vom ajunge și noi acolo, amin? Amintesc o altă categorie de reformatori valdenzi, au fost și alții în perioada aceea, albigenzii, de exemplu. Despre aceștia știm că au fost un grup de credincioși care a început să misioneze. De fapt, își au poartă numele de la Peter Waldo, un om care s-a dedicat cu toată averea lui lucrării de misiune în zona Alpilor. Mulți dintre ei, din cauza prigoanei, au fost nevoiți să urce tot mai sus în Alpi. Pentru ei, cuvântul lui Dumnezeu avea mare considerație. Au refuzat să mai recunoască biserica drept intermediară între Dumnezeu și oameni. Erau oameni simpli, se ocupau cu agricultura, tâmplăria, creșterea animalelor și din nou s-au întors la simplitatea nou-testamentală. Fără categorii eclesiastice, cina Domnului luată în mod simplu. Știți că la catolici enoriașii nu iau vinul numai preoții, ei se împărtășeau așa cum a fost lăsat de Domnul în Sfintele Scripturi, au suportat însă și ei prigoane mari în mod deosebit. Papa Inocențiu al III-lea a vrut să elimine printr-o cruciadă specială. Însă, repet, cei care au fost credincioși s-au înscris și ei în numărul celor care vor popula împărăția lui Dumnezeu. Trist este că cei ce au rămas, au supraviețuit, în mod special cei ce au fugit în zonele de munte, n-au păstrat credința prea mult. 300-400 de ani mai târziu,
Misionarii care au cercetat au găsit niște sate de oameni săraci și bețivi, proveniți din acei adevărați credincioși. Cum dovadă este și America, secole mai târziu, formată în mare parte din oameni credincioși, dar s-a degenerat într-un mod flagrant. Recent spunea cineva despre un caz din Statele Unite, când niște credincioși, copii de credincioși mai exact, într-o pauză au fost surprinși înălțând o rugăciune înainte de a-și consuma sandwich-ul. Au fost amendați, pedepsiți drastic. Pare mi se eliminați din școală pentru câteva zile și dacă se va mai repeta cazul, urmând a fi exmatriculați. Iată cum se derulează istoria. A apărut reforma care s-a dezvoltat pe mai multe ramuri. O scânteie importantă a dat-o Luther în octombrie 1517, când a afișat cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, Germania. O lună mai târziu le-a trimis conducători religioși și apoi, beneficiind de sprijinul anumitor regiuni, anumitor prinți din Germania, a fost protejat de papa, care mai întâi a dat o bulă de excomunicare, apoi l-a urmărit. Câștigul cel mai mare a fost traducerea Bibliei în limba germană, traducere pe care o folosesc încă din plin și nemții și în vremea aceasta. El a contribuit și din punct de vedere cultural la limba germană și la înflorirea care a avut loc după reformă. Traducerea în limba germană a fost un imbold pentru englezi care la scurt timp au procedat și ei asemănător. Acest traducere s-a făcut cu mari sacrificii, deși a apăruse tiparul încă pentru multă vreme, pentru mulți oameni, un exemplar al Bibliei era o raritate, ceva foarte scump. Chiar și în România au fost oameni care au vândut o vacă să cumpere o Biblie. Și acum avem pe diferite dimensiuni și diferite traduceri. Oare le citim sau ne vor osândi? Spunea Domnul, nu eu vă judec, cuvintele scrise de Moise. Dar acum, cuvintele întregii Biblii nu sunt în stare să ne osândească și pe noi? În paralel și în mod asemănător cu reforma din Germania, Zwingli a început o altă reformă în Elveția și tot în Elveția s-a evidențiat Calvin, cărui reformă a căpătat și accente de ordin moral, au fost interzise lucrurile lumești, păcătoase. Trist este însă că aceste reforme n-au separat biserica de stat și chiar în timpul vieții acestor reformatori, ei înșiși au fost de acord cu prigonirea altor reformatori și s-au asociat cu cei care au condamnat la moarte pe credincioși. Cred că, și nu este numai părerea mea, adevărații reformatori au fost cei ce au urmat imediat după aceste reforme, anabaptiști, cei care au reformat mai mult decât Luther, Calvin sau Zwingli. De exemplu, aceștia, trei cunoscuți, au lăsat botezul la copiii mici și spuneau ei pentru pacea bisericii. Anabaptiștii au trecut la botezarea oamenilor la maturitate. Însă, fiind prigoniți, nu s-au putut organiza ca și ceilalți. Nu s-au unit cu statul. Însă s-a răspândit credința în toată Europa, în mod deosebit în țările de jos. Apoi, o bună parte din ei au emigrat spre Statele Unite. În perioada aceea, a doua parte a secolului XVI-lea, a activat Menosimos, de unde își trag denumirea frații menoniți. El a scăpat de prigoană maximă, în sensul că a rămas cu viață. Atunci au apărut primele mărturisiri de credință care evidențiau separarea bisericii de stat,
curăția morală, nu acceptau clasele, categoriile eclesiastice, împărțirea între cler și laici, dar ce era mai important, s-a pus accentul pe o viață curată, pe sfințenie. Pentru că, de fapt, asta este reforma. Reforma presupune reorganizare, dar reorganizarea nu înseamnă neapărat reformă. La începutul secolului următor a apărut prima biserică baptistă, anul 1612, la Londra. În România, bisericile baptiste au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prima biserică baptistă a fost germană, a urmat o biserică maghiară la Salonta și apoi alte biserici baptiste după anul 1880 în Bihor. Cât despre anabaptiști, precursorii menoniților, în Transilvania au apărut în anul 1560. Atunci se crede că s-a ratat posibilitatea ca România să scape de sub influența ortodoxă slavonă și să se poată asocia cu reforma din partea de nord a Europei. Nu au avut mare succes în vremea aceea, credem însă că totuși s-au mântuit câțiva români și atunci, în secolul XVI, căci Dumnezeu, așa cum a zis Petru în casa lui Corneliu, în orice neam, cine se teme de el, este primit, slăvit să fie Domnul. După reformă se evidențiază așa numitele treziri spirituale. Au fost mai multe mișcări, unele mai cunoscute care s-au păstrat, altele au rămas doar o vreme, s-au păstrat în sensul că s-a format o anumită organizație, o biserică. De exemplu, cuacherii, ei obișnuiau să se numească prietenii lui Dumnezeu. Dușmanilor le-au dat acest nume, care derivă de la faptul că ei tremurau atunci când se rugau. Aș mai aminti aici pietismul german, pentru că oamenii și-au dat seama la 100 și ceva de ani după reforma Luther că lucrurile din nou degeneraseră și oamenii erau lumești. Și acei oameni se apropiau de Dumnezeu, ceea ce este semnificativ din vremea aceea, asta îmi place mult, nu doar că se întâlneau la adunare, dar erau recunoscuți ca oamenii care se închinau în familie. Tata era cel ce citea, mama și copiii se îndelniceau cu cântarea și de fiecare seară, în familie, pietiste, de unde a și rămas până în zilele noastre termenul acesta consacrat. Contele Zinzendorf se evidențiază cu Biserica Fraților Moravieni. Ei credeau că participarea în biserică nu poate să fie una doar pur formală, ci să fie activă printr-o viață curată. Apropo, amintesc din perioada aceea, sunt istorii care bine să le știm, au fost mulți misionari, Biserica Domnului întotdeauna a fost activă. Se spune că mergeau tineri pe câmpul de misiune și când aveau acolo asigurat un suport material și vârsta lor era potrivită, trimiteau scrisoare la bisericile lor ca să le trimită soții. Și în vremea aceea soțiile ajungeau la frații moravieni, stil Rebecca la Isaac, dar n-a fost niciun divorț înregistrat. Părinții și frații slujitori se rugau și primeau lumină de la Domnul, această fată e potrivită pentru acest băiat. În vremea aceea erau întâlniri frecvente de rugăciune care dureau ore în șir. Apoi, istoricii clasifică aceste treziri spirituale în patru perioade. În secolul XVIII a fost marea trezire spirituală din America. Jonathan Edwards a fost un om folosit în mod deosebit de Dumnezeu în perioada aceea. El a avut, pare mi se, vreo 13 copii și soția lui, o femeie vlavioasă, se spune că
și îndemna copiii să nu-l deranjeze pe tata când se pregătește pentru slujbă și când se roagă. Toate aceste treziri au început cu un timp consacrat de rugăciune și s-au manifestat prin prezențe masive a oamenilor la adunare, veneau înainte de începerea slujbei și nu se grăbeau să plece la sfârșit. Dar n-a ținut mult această trezire. Aproximativ 40-50 de ani, spre sfârșitul secolului XVIII, din nou lucrurile au degenerat. Se spune că în mod deosebit în universități, studenții ajunseseră o mare parte din ei atei. Era o viață lumească. Atunci a avut loc acea așa numită a doua mare trezire după anul 1800. Și aceasta a pornit de la un timp de rugăciune special. S-au dat scrisori pe la conducătorii bisericilor și cei care și-au dat seama de realitate îi spuneau: suntem plini de îngrijorare și de teamă pentru starea spirituală a poporului. În vremea aceea, aici revenim și la secolul XVIII, Dumnezeu a folosit oameni ca John Wesley, George Whitefield. Se spune că atunci când oamenii erau cercetați, lăsau plugurile în ogor, animalele, se închideau magazinele, școlile, pentru adunări spontane. Oamenii se grăbeau să ajungă la acele adunări, își plângeau păcatele și se smereau înaintea Domnului. A urmat o altă trezire, puțin după a doua jumătate a secolului al XIX, așa numită trezirea rugăciunii, și o altă după anul 1900, când a apărut și penticostalismul. Toate acestea au pornit de la cercurile de rugăciune, de sfințire și de cercetare a Bibliei. În secolul XX au fost alte treziri dispersate în Asia, în Africa, în anumite părți ale Europei, am putea numi chiar și pentru România, perioada în care s-au extins bisericile penticostale. Oamenii erau cercetați, plângeau, se pocăiau, au fost schimbări radicale. Eu am amintit și altă dată despre trezirea dintre zuluși în a doua jumătate a secolului XX. Și ei au pornit de la rugăciuni și citirea intensivă a Bibliei, dorința ca Dumnezeu să-i primească. A urmat un val de minuni și de întoarceri la Dumnezeu. Mai recent se pare că în China, unde este încă prigoană. Recent am citit o carte despre frații de acolo și problemele care le întâmpină. Sunt încă unii în închisoare, se adună în mod secret și când se pot aduna în anumite localuri, în beciuri sau în case mai deoparte, mai sunt și prinși, autoritățile sunt pe urmele lor. Puțin, s-a mai liberalizat puțin, evident că numai în vremea, ca și în vremea lui Mao Zedong. Oamenii primesc cuvântul, se pocuiesc cu toată inima. Și aș aminti în istoria reformelor o ultimă reformă care încă se așteaptă, dar sigur va fi. Ultima reformă a evreilor. Citesc pentru asta din Fapte, capitolul 15, versetul 16. Unde Iacov a zis, după aceea, citând din Amos, mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David, din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Dar asta încă n-a avut loc. Renașterea statului Israel s-a pus la punct în a doua jumătate a secolului XIX. Theodor Herz a murit relativ tânăr, în jurul vârstei 50 de ani și n-a apucat să-și vadă visul împlinit. A fost un alt evreu, Yehuda, care a pus la punct o limbă moartă după mii de ani. A trudit să fie un nou dicționar și iată că au țară, au limbă, însă trezirea încă n-a avut loc.
Momentan este doar o rămășiță. Sunt biserici mesianice, dar sunt foarte puțini. Se așteaptă minunea aceea profețită în Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorul Salemului în duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarne cum plânge cineva pe un întâi născut. Asta e stare de pocăință. Și Apostolul Pavel scria în Romani, capitolul 11, la versetul 25, el care era foarte zelos pentru neamul lui, însă el era conștient. Versetul 25, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. Evident, tot înseamnă tot ce e scris în carte, cum scrie în Daniel. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Așadar, după ce se va încheia șirul întoarcerilor la Dumnezeu, a trezirilor, reformelor între neamuri, va fi această ultimă reformă în Israel. Și închei cu două mențiuni, două concluzii. Istoria reformelor arată că întoarcerile la Dumnezeu au fost limitate în timp și în spațiu. Oamenii rămâneau cu inima lipită de Domnul o generație sau se trezeau oamenii într-o anumită zonă și în altă parte efectul nu se transmitea. Sunt foarte limitate. Pentru că tendința generală este spre rău. Totuși, Evanghelia spunea Domnul Matei 24 cu 10 la 14, va merge până la marginea sfârșitului, până la marginea pământului și până la sfârșit. Va fi propăduit. Din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Totuși, Dumnezeu continuă să-și împlinească numărul mântuiților. Dar reformele sunt limitate. Aceasta dovedește din plin istoria. De exemplu, așteptăm și noi să ne pocăim. Credem că Domnul va cerceta biserica noastră cu un duc de reformă și de pocăință. Domnul va însoți lucrarea aceasta cu semne care vor evidenția lucrarea sa. Dar se va pune problema cât vom păstra aceasta. O putem pierde în 5 ani, ca Roboam. Poate putem să o păstrăm 50 de ani. Sau vine Domnul. Va rămâne de văzut. Și în al doilea și ultimul rând, reformele în istoria biblică și în istoria creștinismului dovedesc că Domnul Hristos este cap al bisericii și Duhul Sfânt lucrează. Nimeni n-ar fi putut să mai întoarcă oamenii de la moarte la viață, să-i trezească. Însă Dumnezeu are puterea aceasta. Domnul Hristos a fost înălțat ca Domn și Mântuitor. Dar ascultați, vedeți de ce Domnul n-a lăsat o anumită biserică, anumite reguli, o instituție? Pentru că Domnul a știut că toate se strică în timp. Și atunci a dat drept credincioșilor să se ridice și să se formeze o altă biserică. Ceea ce vrea să ne impună nouă biserica catolică sau biserica ortodoxă, să nu ieșim din biserica mamă. Domnul n-a lăsat o astfel de biserică mamă ca o organizație. Că Domnul a știut ce se va întâmpla, decăderea ce va avea loc în timp. Dimpotrivă, Domnul așa lăsa lucrurile ca cei ce vor să apropie Dumnezeu să o poată face și să nu facă asta în mod ilegal. Să aibă drept să o facă. Reforma să fie o posibilitate. Spune Apostolul Pavel, Roman, capitolul 9, și asta e dovada și pentru noi ca și credincioși, versetul 6, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu, dacă atâția au căzut, căci nu toți ce se coboară din Israel sunt Israel. Nu toți care sunt creștini sunt cu adevărat ai Domnului. De aceea să ne ținem legați nu de o organizație, chiar dacă trebuie să fim organizați, să ne ținem legați de Domnul care e capul bisericii. Și să ținem la pocăință. Eu am spus cândva la niște candidați la botez,
Ne bucurăm că ați ales biserica aceasta, am vrea să ne mântuim împreună, dar dacă, Doamne ferește, noi vom cădea în apostazie, voi n-ați făcut legământ cu vreo biserică, voi ați făcut legământ cu Domnul. Noi ne-am dorit să fim credincioși, dar spunea Pavel, între voi se vor vârâ oameni care vor duce lucrurile la rău. Ei, în asemenea situații, Domnul nu cere să se urmeze oamenii, ci să fie urmat El. Cum s-a întâmplat când s-a separat chiar din inițiativa Domnului cele două seminții de cele 10. Adevărații credincioși s-au dus cu cei ce au rămas cu templu și cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în toate acestea să vedem mâna Ta și lucrările Tale. Cum ce ai început, duci la bun sfârșit. Dar de mântuiți vor fi numai cei ce se apropie de Dumnezeu. Ceilalți rămân, nu uitați în istorie, rămân pentru judecata de apoi. Să ne ajute Domnul să ne luptăm să fim scriși în cartea vieții mielului și să fim ai Lui. Amin.